Bărbatul de 65 de ani nu a ținut cont de faptul că înainte să urce pe motocultor a consumat mai multe pahare de alcool. Nu lungă i-a fost aventura, deoarece la câțiva metri de casă a pierdut controlul direcției și a intrat într-un stâlp de electricitate. La fața locului s-au deplasat mai multe echipaje de intervenție, ulterior bărbatul fiind transportat la spital pentru că suferise mai multe leziuni. La data de 12 iulie anul curent, secția 1 Poliției Rurale Târgu Jiu a fost sesizată prin apelul 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Bălești s-a produs un eveniment rutier soldat cu victime. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit faptul că un bărbat de 65 de ani din comuna Bălești, în timp ce se deplasa cu un motocultor pe drumul județean 672E Bălești, la o intersecție a pierdut controlul direcției, a părăsit partea carosabilă și a intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate. În urma impactului, bărbatul a suferit mai multe leziuni, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. Totodată, acesta a fost testat cu etilotestul, rezultând o concentrație de 1,01 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Pe numele acestuia a fost deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și conducerea unui vehicul pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.